Bună ziua, bun găsit la Călătorii Geopolitice la RFI. Sunt Cristian Gava, alături de un invitat special, doamna Liliana Popescu, director al Institutului Diplomatic Român, cadru universitar, expert în relații internaționale și analist politic. Doamnă profesor, mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră și că sunteți lângă noi. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație, domnule Gava. Trăim într-o perioadă stranie la nivel internațional, cel puțin fără, fără precedent în ultimele șapte decenii. Ni s-a spus tot mai mult că diplomația a eșuat, că soluțiile diplomatice au eșuat și nu la modă la ora actuală sunt soluțiile militare. Da. Cum vedeți acest balet între diplomație și soluții militare? Este într-adevăr un balet, și uh, cred că e mai mult decât uh, lacul lebedelor. Sunt foarte multe animale în peisaj, uh, cu foarte multe atitudini, cu foarte multe interese. Uh, într-adevăr, se spune că atunci când uh, intervin militarii, uh, și când intervine partea armată. Diplomația trebuie să tacă. Acum nu știm dacă este eșecul diplomației sau este ceva mai mult. În sensul că atunci când anumite state, liderii anumitor state văd că ar putea să preseze cu propriile interese în detrimentul altora și nu renunță. Atunci mi-e teamă că diplomația nu prea mai poate să facă mare lucru. Deci, aici e vorba și de faptul că s-a ajuns într-un punct în care diferite mari puteri, că se tot vorbește de revenirea politicii marilor puteri, aceste mari puteri, dar și mai mici, au anumite interese, revendicări, care se pare că nu pot fi rezolvate decât în detrimentul altora. Deci, practic, Logica de tip win-win a lăsat loc unui al, unei alte logici sau unui alt tip de logică care duce la forță. Dar la... a revenit competiția geopolitică foarte puternic. Da, da, a revenit. Eu văd lucrurile și în cheia unui conflict, și nu numai eu. Adică există multe, multe analize pe zona asta. E vorba și de un război economic, un conflict economic la scară globală, de reașezarea da. unor rute economice, rutele economice și așa numitele supply chains. Deci lanțurile de aprovizionare se schimbă. Foarte serios, și dacă avem de-a face cu unele conflicte armate, coincidență sau nu e coincidență, ele se întâmplă chiar pe aceste rute. Da. Și atunci trebuie să vedem lucrurile și în, în această cheie, ca să nu mai spun și de faptul că valorile liberale, liberalismul a dat aripi, a dat aripi uh, unei serii de revendicări justificate de altfel, dar care și ele presează și care sunt folosite ca instrumente în această luptă geopolitică. Am avut în spațiul sovietic după 1990 câteva perioade generale, mai ales în Rusia, am avut perioada anilor 90 pe de o parte de euforie liberală de descoperirea capitalismului a democrației, pe de altă parte marcată de frustrări sociale, de depravare economică, de eșec economic, de eșec al reformelor de, în direcția economiei de piață. De ce credeți că s-a ajuns în această situație la o guvernare dictatorială la ora actuală, deci nu mai putem vorbi doar de un regim semi-autoritar? În care războiul sau cultura forței au ajuns să facă, să facă parte din imaginarul, din centrul de putere al regimului Putin. Cum s-a alunecat în această situație? Da, într-adevăr, după destrămarea URSS, deci finalul anului 1991, S-au desfășurat o serie de etape. Într-adevăr, o primă etapă de deschidere către valori democratice, dar și eu, în această etapă a coincis cu un mare haos social și economic, pentru că nu este ușor să treci de la o economie planificată în care principalul actor este statul, să treci la o economie de, de piață. La scurt timp însă după aceea, în 93-94, s-a trecut la o altă etapă, a trecut și euforia, inclusiv al sprijinului, pentru că Occidentul și chiar Statele Unite au ajutat destul de mult Kremlinul în acest proces, după yeah. care s-a trecut la, de exemplu, conceptul de străinătate apropiată. Domnul Kozirev care a fost ministru de externe în primii ani a lăsat loc domnului Primakov. Și așa mai departe, iar anii 90 au fost ani de inclusiv s-a schimbat Constituția, iar Constituția practic a consfințit un sistem prezidențial, deci în vremea lui Yeltsin, în primul mandat al lui Yeltsin. Și sigur sunt multe de, e, e mult de spus aici, nu vreau să mă opresc asupra acelei perioade, dar să remarc că la finalul perioadei avem de-a face cu un, președ, un sistem prezidențial, cu un președinte compromis, cu deja o oligarhie bine conturată, cu un KGB care voia să se întoarcă la putere. Care voia să se întoarcă, da, sau să-și consolideze să consolide puterea. puterea da. Cu acești silovichii, oameni puternici în plină ascensiune, care căutau un lider, un lider puternic, pe măsura puterilor de silovichii. Și așa s-a ajuns la ascensiunea domnului Putin. Iar. Printre primele mișcări pe care le-a făcut domnul Putin la începutul anilor 2000 a fost să centralizeze puterea. Logic, de fapt, pentru că în anii 90 au existat niște tendințe din acestea centrifuge, Baștcortostan, Tatarstan și nu numai. Chiar care... în Siberia, în Iacutia, da, exact, da, da. care ajunseseră să aibă un fel de politici externe ale lor, adică. Și atunci Cecenia, nu mai spun, da, Cecenia a fost zona în care s-a manifestat separatismul și în care... Da, și Putin... tot ca cazul de nord din Gușeția, de Aghestanul Exact, la... exact. Deci mișcările politice interne pe care le-a făcut Putin a fost să centralizeze puterea și de aici, de la centralizarea puterii până la un regim autocratic, distanța n-a fost mare ca să nu mai spun că uh, nu a fost deloc încântat uh, nici Putin, nici establishmentul de la Kremlin cu această politică de extindere a Uniunii Europene, cu politica de extindere a NATO, care au venit uh, mână în mână, de fapt, dacă ne aducem aminte uh, a primat uh, Extinderea NATO, și după, după ce statele au devenit membre NATO, au devenit și Uniunea Europeană. Acum lucrurile se mai schimbă în perioada actuală. Dar, cei. Da. Și asta nu nu a fost deloc pe placul Kremlinului prin urmare, începând cu 2006, au început să folosească energia ca armă în relația cu Uniunea Europeană. Să fie agresiv cu guvernul pro-occidental de atunci din Ucraina? Sigur. Exact. Și cu cel din Georgia? Da, și indirect să șantajeze Uniunea Europeană încet, încet, așa. Și da. După aceea, mă rog, nu mai spun Revoluția Portocalie 2004 din Ucraina, a fost un semnal foarte puternic pentru Kremlin. Și, pe măsură treptat, treptat, și-au consolidat o poziție sau Putin a avut ambiția de a-și consolida puterea la nivelul, la nivel european și internațional. Și bineînțeles că au câștigat foarte mult din petrol, din gaze, din vânzarea lor către europenii bogați, da? Au primit atunci sume foarte mari pentru pentru hidrocarburi. S-a specializat cumva economia Rusă, unii chiar vorbeau de un petrostat, Rusia ca petrostat, dar sigur, pe, în paralel, totuși, Rusia uh, și-a conturat o poziție destul de solidă în ce privește industria de armament. Uh, astfel încât, dacă ne uităm la, uh, să spun, institutele, cum ar fi SIPRI, uh, cel din Stockholm, care studiază. Uh, felul în care se mișcă armamentul în lume da? și studiază cine sunt exportatorii, cine sunt importatorii și așa mai departe. Vedem că Rusia deține locul 2 după Statele Unite în termen de export de armament. Deci, da, petrostat, petrostat, dar totuși s-au dezvoltat și pe zona asta de industrie militară și cum știm că în zona industriei militare se produc și inovații doar din. Uh din tehnologic. Pe de altă parte, Rusia nu a reușit să-și dezvolte o economie pe fondul acesta al unei dezvoltării unei, unei economii foarte inegale, cu oligarhi pe de-o parte și cu o mare masă mai puțin, mai puțin avută. Nu au reușit să-și dezvolte o, o economie mai performantă care să se bazeze pe noi tehnologii. Deci, aici este o zonă deficitară. Însă, Rusia a mers foarte mult înainte pe zona aceasta de forță. E foarte cunoscut, Wagner, și, și felul în care și-au dezvoltat această companie, și nu este unica companie militară privată. Și apoi a început sabotajul la adresa lumii occidentale. Absolut. Deci odată, odată, cu așa numită, cum era atunci numită, primăvara arabă, implicarea Rusiei în Orientul Mijlociu și nu numai în Orientul Mijlociu și în alte teatru de operațiuni și în alte zone, în Africa, treptat, treptat. Și da, a, din punct de vedere economic, uh, nu a stat bine în comparație cu alte state occidentale, cu China în ascensiune, dar iată că, din punct de vedere al uh, folosirii, să uh, um, spun, componentei militare și componentă, deci folos, folosindu-se de această componentă, au reușit să se mențină, să spun așa, în arena marilor puteri. Și când vorbesc de, de zona asta militară mă refer și la partea de dezinformare, de uh, uh, război mental, aș spune. Chiar, uh, la care s-au demonstrat a fi foarte buni, din păcate. Foarte, sunt foarte buni. Sunt foarte buni și uh, trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta. Și am observat că își folosesc foarte mult pârchile pe care le au în centrul și este Europei, dar și în lumea occidentală speculând fiecare fisură din ceea ce ar putea reprezenta, din ceea ce reprezintă proiectul liberal de integrare uh, european. Fie că vorbim de partide ultraconservatoare sau de extremă dreaptă în centrul și estul Europei, fie că vorbim de partide de extremă stângă în anumite țări din Europa Occidentală sau din, uh, din Balcan, fie că vorbim de susținerea unor mișcări secesioniste, cum ar fi mișcarea uh, catalană sau cea scoțiană de independență. Da, deci ei, într-adevăr, asta au făcut de-a lungul timpului, în anii 2000, deci de 20 și ceva de ani, se ocupă cu chestiunea asta, dar mai pronunțat începând cu 2007-2008. Uniunea Sovietică avea o serie da. de structuri în Occident, evident, comuniști da. italieni, anumite zone de stânga. Da. Ele au intrat în disoluție de la sfârșitul anilor 80. Da au fost scoase din nou și puse pe tapet începând cu anul 2000. s-a mers pe multe zone, zone de afaceri, zone de zone academice foarte mult din punctul ăsta de vedere că au fost motoarele turate la maxim. Da, este adevărat. Deci, Kremlin nu a intrat în această logică a confruntării mult mai devreme da. decât și-a dat seama Occidentul și a acționat multidimensional, exact ce spuneați. Și până în sfârșit a recunoscut, au recunoscut statele occidentale că da, Rusia e în război cu noi noi n-am știut că e în război cu noi dar acum este absolut evident că e în război cu noi cum ar fi de exemplu Germania care după ce a atacat Rusia-Ucraina la 24 februarie 2022, la câteva zile după aceea au venit cu acest nou concept de vende, adică o cotitură o, o, un punct de turnantă da, un punct de inflexiune de, inflex... da, de schimbare practic 180 de grade adică renunțarea la tradiția Non-militarizării Germaniei după 80 de ani, nu după cel de-al doilea exact, război mondial. Exact, exact. Decuplarea energetică de, de Rusia, după ce au încercat și au, au înfruntat europeni care îi criticau pentru Nord Stream, mai ales pentru Nord Stream 2, adică mergeți înainte, în ciuda evidențelor că Rusia folosește energia ca uh, instrument de politică externă. Deci, asta este să zic ceva absolut evident. Deci, cum, cum au realizat europenii, germanii, că Rusia este, pe, deci chiar a, a deschis un război împotriva da. Europei da. și împotriva Occidentului, cum spun rușii. Cum vedeți deficiențele, carențele, să le spunem, de democrație din Europa Centrală și de Est, astăzi, după 30 de ani? după 35 de ani aproape de la prăbușirea comunismului în anii 90 România era oaia neagră a democrației în da. timpul regimului lui Ion Iliescu și al PDSR-ului aveam însă Polonia, Ungaria, Cehia extrem de avansate din acest punct de vedere nu erau copii disciplinați ai, a Estului după 30 de ani Ungaria a ieșit într-un regim iliberal lung din anul 2010, semi-autoritar. <coughs> Polonia a avut un regim conservator, uneori cu accente populiste, 10 ani. Slovacia, la ora actuală, la fel măcinată și în anii 90 de regimul lui Meciar antidemocratic, i s-a întârziat aderarea la Uniunea Europeană, se reîntoarce la ora actuală la un guvern populist, rusofil, cu rădăcini în meciarismul din anii, din anii 90. Cum vedeți toate aceste de, de deficiențe de, de democrație? Încă? Deci, eu aș privi, la fel cum am, am subliniat și când m-ați întrebat despre Rusia post-sovietică, aș sublinia evoluțiile economice um, și legătura între ce se întâmplă în plan economic și ce se întâmplă da. în plan politic. Deci, e clar că aceste state care au intrat în Uniunea Europeană a fost benefic faptul că au intrat în Uniunea Europeană, în sensul că au intrat într-un circuit regional economic care le-a dat soliditate, susținere, finanțare, dar în același timp. Economiile din aceste state centrale europene s-au dezvoltat <coughs> foarte. s-au dezvoltat destul de inegal. Da. Deci e suficient să ne uităm și la România și lucrul ăsta este și va fi speculat politic. Nu intru în politică internă, da. nu e intenția mea, dar e un fenomen regional această diferențiere între. Uh, să spunem un centru economic și o periferie. O periferie destul de, de, de solidă. Acum, fiecare guvern al statelor, fiecare guverne, să spun așa, statelor din regiune au căutat soluții. Soluția maghiară a fost aceea de a accentua, să spunem, pe, pe partea asta sau a încerca să dezvolte. Mai mult, legăturile cu actori din afara zonei europene, tocmai în ideea aceasta de a ridica, din punct de vedere economic, standardul de viață. Sigur, asta cu prețul dezvoltării unor fenomene de corupție și de. care sunt bine cunoscute, nu, nu, e, nu inventez nimic și sunt menționate chiar în documentele Uniunii Europene. Motiv pentru care nici nu, deci li s-au suspendat temporar anumite finanțări. Dar ce vreau să spun este că când ne uităm la peisajul din această zonă, trebuie să vedem uh, și partea aceasta de, să spunem, creșterea disparităților uh, economice, care sunt speculate politic, mai ales de către dreapta și de către extrema dreaptă. Da, este foarte important lucrul acesta. <coughs> și cum vedeți în acest moment, în 2023, nu acest război care ne-a trezit pe toți? Faptul că pare că avem un consens pe tema extinderii, după 10-15 ani de ezitări, la ora actuală se pare că se oferă un parcurs Moldovei, Ucrainei și Georgiei. Chiar dacă începerea negocierilor cu Ucraina și Moldova, respectiv, acordarea statutului de țară candidată, Georgi, reprezintă un gest simbolic mai mult la ora actuală, pentru că sunt atâtea probleme care fac imposibil aderarea într-un termen predictibil. Cât de importantă este totuși această ofertă europeană pentru este aceste națiuni? Este foarte importantă, cu atât mai mult cu cât mulți ani oferta de aderare. La Uniunea Europeană a fost dată sau, deci, oferta a fost valabilă, să-i spun așa, doar pentru Balcani uh, și nu pentru spațiul post-sovietic. Uh, și, uh, prin urmare, uh, această nou, această deschidere a Europei, a Uniunii Europene față de spațiul. Uh, post-sovietic, reprezintă odată o încălcare a unei bariere pe care și-au autoimpus-o europenii multă vreme. Este de foarte bun augur, pe de o parte, pentru România, care permanent a fost preocupată și a susținut extinderea Uniunii Europene și în Balcani și, acum, evident, susținem foarte puternic extinderea în Estul Europei. Cu Ucraina, cu Moldova și, și Georgia, chestiunea este că Uniunea Europeană care va rezulta din acest proces de extindere va fi o cu totul alta da. Uniune Europeană decât cea pe care o știm până acum. Sunt motive foarte simple. Ca să... Forța agricolă a Ucrainei, gândiți-vă. Forța agricolă, dar haideți să ne uităm la regulile după care funcționează Uniunea Europeană în acest moment, sistemul de vot. Ce înseamnă aderarea unui stat, după actualele reguli, unui stat cu 40 de milioane de oameni, sau cât sunt acum, nu știu, 35 de milioane, oricum da. e un stat mare, în România e 20 de milioane sub 20, deci e dublu, e undeva comparabil cu Polonia. Și o suprafață cât a Franței, sau poate chiar mai mare. Și o suprafață, sunt probleme de ordine, deci se vorbește, de exemplu, despre regândirea politicii agricole comune, despre faptul că o aderare a Ucrainei ar duce la o deteriorare a sistemului de agricultură bazată pe fermierii mici și așa mai departe. Deci sunt multe aspecte care trebuie regândite și, cum știți, și până acum, deci nu, nu, nu a fost ușor să ajungi la un consens între statele membre, rămâne de văzut cum și sigur că există o întreagă tradiție a Uniunii Europene, a instituțiilor Uniunii Europene de a funcționa foarte mult pe bază de consens. Asta e un lucru extraordinar, o mare realizare la nivel regional și noi, se spune membrii de România, dar și membrii centrali din centrul și estul Europei, avem nevoie să, să punem foarte mult umărul la realizarea unui consens, la realizarea acestui consens, pentru că este în interesul nostru ca Uniunea Europeană, ca în Uniunea Europeană să existe stabilitate, predictibilitate și... Bineînțeles, să continuăm să funcționăm în mod democratic și prosper. Pentru că, să spun, legitimitatea Uniunii Europene se bazează cel puțin pe acești doi pilieri, să spun. Prosperitate și valori democratice. Și, bineînțeles, că dușmanii Uniunii Europene. Le atacă pe ambele, dar noi trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta și încercăm să să, să apărăm aceste valori. Prin, prin propagandă malignă, prin susținerea unor forțe antieuropene, prin finanțarea în mass media unui discurs antieuropean, rușii au vrut să arate rușii lui Putin, evident nu națiunea rusă. <coughs> Regimul putinist a vrut să. Demonstreze un lucru: că NATO și Uniunea Europeană sunt în moarte cerebrală, sunt nefuncționale, țin de trecut. Mobilizarea de susținere a Ucrainei ne-a arătat cât de vii sunt aceste două uh, entități fundamentale. Turcia lui Erdogan blochează în continuare aderarea Suediei la NATO, după ce a acceptat aderarea Finlandei, nici Victor Orban în Ungaria nu a uh, făcut un demers până acum în pofida promisiunilor de ratificarea a aderării Suediei la NATO. Credeți că vom vedea anul acesta până la finalul anului Suedia în NATO? Da, eu cred că da, cred că există, deci în primul rând, Turcia chiar dacă a adoptat o poziții. Diferite față de unii dintre partenerii din, din NATO, are o serie de interese care o apropie de, de Occident. Nu uitați că Turcia este candidat și a început negocierile de, de aderare la Uniunea Europeană. Odată da, cu noi, parcă nu. Asta este. Sau mai înaintea noastră, înaintea noastră. Mai devreme, da. De da. Există. Există o serie de cărți pe care Uniunea Europeană le poate juca în raport cu Turcia. Există o serie de cărți pe care NATO le poate juca în raport cu, cu Turcia. Sigur, asta în condițiile în care trebuie să existe un dialog continuu între partenerii. NATO și, și Turcia și noi facem acest lucru pentru că cred că îi înțelegem mai bine decât alți parteneri vest-europeni sau nord europeni sau exact. nord -europeni. cu atât exact, mai mult exact, exact ați exact, da. lansat de curând la Institutul Diplomatic o carte remarcabilă o biografie a lui Atatürk la 100 de ani după de la fondarea Republicii Turce foarte interesant, nu? interesantă moștenirea chemalistă astăzi, la un secol, în vremea lui Erdogan. Da. Ea rezidă acolo, în societatea turcă. Rezidă și e foarte interesant că, în cadrul acestui eveniment de lansare, a fost întrebată o doamnă din Turcia, care trece în România, care consideră că este cea mai importantă moștenire a chemalismului și e foarte interesant că s-a referit la importanța chemalismului și a valorilor chemaliste pentru femeile din Turcia și ce a rezultat în termen de emancipare a femeilor și a relațiilor de gen din Turcia ca urmare a principiilor chemaliste deci să spun așa să păstrăm partea optimistă a acestei moșteniri dincolo de alte evoluții și cred că e bine în general să ne uităm la partea pozitivă, că altfel nu, nu avem Cum vedeți de Cum feminismul astăzi în Europa Centrală și de Est? Evident, diferă mult de la țară la țară și pentru a face o, într-adevăr, o, o, așa este în realitate, în România a existat o reticență foarte mare după o anumită perioadă, fundamentată dintr-un anume punct de vedere, propaganda comunistă din anii 50 uh, care era extrem de evident, doar fățiș, doar de suprafață. Deci, dacă mă întrebați pe da. mine, s-ar putea să nu vă placă ce vă răspuns rog. o să vă dau, dar mie mi se pare că uh, politicile de egalitate femei da. bărbați au fost uh, foarte binevenite chiar la începuturile URSS. Da, în, anii în perioada leninismului. Exact. În exact. anii 20, la început, da. Prin urmare, cred da. că. Îmi place, așa este. Da. Și atunci, sigur, ce s-a întâmplat cu româncele după instaurarea regimului comunist a fost o chestie dublă. Pe de o parte, din punct de vedere formal, s-a proclamat egalitatea de gen. Desigur că. În practică, femeile au putut să-și să se manifeste liber, abia după revoluție. Dar pe de altă parte a existat această prezență permanentă, această obligativitate a femeilor din România de a uh, munci, uh, de a fi prezente în uh, câmpul muncii, în anicii, se spune, în, începând cu, da, toată, cu finala, perioada, am, toată perioada, toată cum... perioada, mie mi se pare că este un regres. După 90 această reîntoarcere chiar programatică ideologică a femeilor în spațiul uh, casnic uh, deci mie din punctul acesta de vedere mi s-a părut că și mi se pare în continuare și am argumente că perioada 45-90 da nu le-a dat femeilor drepturi uh, politice ca atare dar nici bărbații nu aveau deci... Uh, realmente. Bun, dacă exact, și-au ne... fost și acele triste simboluri, gen Ana Pauker. Deci, sau... și ele... Da, dar îmi pare <coughs> foarte rău. Au și exemple triste, multe, mult mai multe exemple triste de figuri masculine care erau Evident, la conducerea. Su... Da, dar nu știu, Bachia... deci vedeți că e, o dublu, Eu e un, chef... un dublu standard de aici. Care deci... după, e folosit sigur, e, e folosit anti e folosit nu, Exact, anti simbolul feminismului bolșevic în România era Ana Pauker de exemplu, la sfârșitul anilor 40, dar și simbolul masculinității puteau să fie mari criminali din anii Marie Georgescu exact. și alții, și adică mari, mari criminali, despre ce vorbim? Paradoxal, gândiți-vă că și în ceea ce privește integrarea minorității rome, de exemplu. Evident, nu exonerăm absolut deloc comunismul sau crimele oribile ale comunismului. Deci, nu despre asta e vorba, dar în privința integrării romilor, de exemplu, paradoxal, sistemul ce Ceaușescu, sistemul comunist, care au cât se poate de autoritare și de brutale au fost mult mai eficiente în integrare față de ce s-a întâmplat după 1989, atunci când am avut o reîntoarcere către niște coduri cu tumiare ARV, către un stil da. de viață arhaic. Exact. Eu n-aș spune că este paradoxal. Cred că paradoxul ține de o anumită percepție a ceea ce s-a întâmplat înainte de 90. Da. Deci eu mi-aduc aminte, am prins câțiva ani profesoară la finalul anilor 80 când lucram într-o școală generală și eram obligați în calitate de profesor să ne asigurăm că elevii din clasele unde eram diriginți vin la școală și erau mulți dintre ei, mulți, mulți, dar câțiva, cel puțin acolo unde eram eu la școală în județul Dâmbovița, care proveneau din familii mai puțin mai puțin avute, cu un statut social mai precar și în general proveneau din, din zona romilor. Dar asta este o moștenire istorică a romilor din da. România. Dar într adevăr, din punct de vedere al integrării erau niște politici care, care funcționau atunci, sigur funcționau și în cumva acel cu, context, în acel evident, context da. într un context autoritar. Da. De ce credeți că la acest nivel al egalității de gen între bărbați și femei stăm totuși prost în, în statistici, în comparație cu alte, alte țări prost. europene? Mă refer. Acum la ce anume vă referiți? Cele din Occident. Da, dar pe ce dimensiune? Că de exemplu pot să vă dau uhum. exemple de situații în care stăm mai bine. De exemplu la gap la diferența între uh, salarii, salarială. Uh, da. Între femei și bărbați, stăm cel mai bine în Europa. La uh, numărul și procentul de uh, femei ambasador, suntem peste media Uniunii Europene. La... Splendid. Deci Splendid. există și, a... sigur, stăm uh, prost la alte dimensiuni, și unul din, una, una dintre dimensiunile cele mai triste, aș spune, este. Uh, faptul că avem cele mai multe uh, fete, femei care nasc copii uh, deci în perioada preadolescentină, adolescentină. Asta foarte este grav. Este foarte grav și aici contribuie și această rezistență a unei părți a societății la educația sexuală, adică mie mi se pare de o ipocrizie extremă să refuzi uh, tineril, tinerii tinerei generație educația sexuală formală și după aceea să te că de ce sunt atâtea tinere care rămân însărcinate și avem și, avem și rate de mortalitate a tinerilor femei care nasc copii și așa mai departe. Deci aici la, și la partea de sănătate stăm foarte prost la, la femei. Deci la capitolul Așa este. Doamne revenim revenim puțin la ceea ce se întâmplă în regiune, dacă vă uitați, în, observăm cu atenție în regiunea Balcanilor, propaganda rusă este una foarte eficientă. Pentru că speculează niște filoane istorice cu care imperialismul rus a fost extrem de familiar de-a lungul. Au mai lucrat cu, cu liniile astea. Și o să vă enumăr câteva. De exemplu, naționalismul sârb anti slavofil. Pe fond a ceea ce s-a întâmplat la sfârșitul anilor 90. Pe fondul frustrării din, din societatea sârbă din anii 2000. Pe fondul eșecului economic al guvernărilor democrate din perioada 2000, 2012 la ora actuală se speculează foarte mult acest naționalism antioccidental din, din Serbia. Din păcate, lucrurile au prins acolo. Cu o media controlată, cu un regim semi-autoritar, am ajuns la un procent de uh, euroscepticism foarte mare. În al doilea rând, în Bulgaria, de exemplu, țară care are slavă cerului un guvern pro-occidental la ora actuală, avem pe de-o parte o extremă dreaptă, pe de altă parte o extremă stângă, extrem de uh, rusofile pe fondul unei rusofilii istorice. Uh, nu, uh, crearea acestei marote sau întreținerea acestei marote cu Rusia, uh, apărătoarea slavilor ortodoxi din Balcani, văd că încă funcționează istoric după 150 de ani. Uh, încurajarea în România a unor mișcări și partide așa zis patriotice sau naționaliste, care de fapt sunt uh, antioccidentale, pe când ca român patriot nu cu toții suntem patrioți, cu toții suntem naționaliști. Ca român patriot nu poți fi antioccidental. Doi, ascultam niște discursuri ale unor așa zis lideri naționaliști de uh, înfierarea Ucrainei. De înfierarea Ucrainei și de uh, cam crearea unei false probleme cu minoritatea românească din Ucraina. Evident, ne interesează minoritatea românească enorm, avem o datorie să o apărăm, să-i creăm cele mai bune condiții chiar pentru autonomie. Dar interesul național românesc, interesul vital de securitate este ca la frontiera noastră estică să nu avem Rusia, ci să avem o Ucraină puternică, o Ucraină independentă și o Ucraină integrată în NATO și în Europeană. Pentru că numai o Ucraină integrată în NATO și în Europeană poate să asigure libertatea minorității românești din Ucraina. Absolut. Deci, cum vedeți toată acest uh, joc obscen al propagandei? Să nu mai susținem Ucraina, așa spun unii uh, de aici. Bun, să nu mai susținem Ucraina, să ne trezim din nou cu Imperiul Rus pe frontieră. Asta ar fi o catastrofă de securitate Absolut. pentru noi. Și. Aceiași... rușii pe Dunăre, exact. cum au mai fost, Și aceiași... din păcate. Aceiași actori uh, au criticat guvernul României pentru faptul că sprijinim Republica Moldova. That's după it. ce... După ce o lungă perioadă de timp au uh, umplut uh, peisajele României cu sloganul Basarabia e România. Deci uh... da, exact și că susținem Republica da. Moldova. Când da. la ora actuală pentru Republica Moldova și pentru interesul României, singura soluție este integrarea europeană. Da, într adevăr. Plecarea rușilor din Transnistria pe care o ocupă da, acum știți cum este Rusia, cum vorbeam mai la început, a adoptat această poziție de război. E pe picior de război și a făcut tot ce a putut în acest sens. Și sigur că a speculat, a speculat rivalitatea, sau mă rog, a speculat sentimentele antinato ale sârbilor, de exemplu. Dar dincolo de acest lucru, dacă e să vorbim de, de, de Serbia, dar dincolo de acest lucru ei au intrat economic acolo. Deci da, aici e vorba putem. exact de deci sectorul energetic, de exemplu, de acolo este uh, dominat de ei. Uh, pe de altă parte, trebuie să spun că și Uniunea Europeană, în vreme de mai mulți ani, uh, a adoptat politica aceasta, nu ne mai extindem. Da, și când tu nu oferi o perspectivă. Când nu oferă o perspectivă, și mai mult decât atât, asta am discutat și cu colegi care, sunt, care au și lucrat la Uniunea Europeană, Uniunea Europeană are nevoie să-și să dezvolte mai mult partea aceasta de diplomație publică. Ce înseamnă acest lucru? Deci, Uniunea Europeană sprijină este cel mai mare sprijinitor de, pentru dezvoltare în Balcani. Și totuși acest lucru este mai puțin cunoscut. Deci populația nu realizează cât de mult sprijin financiar, tehnic și așa mai departe, prim, deci aceste țări primesc din partea Uniunii Europene. Deci aici este un beneficiarea ale acordului de asociere extraordinar. Da, sigur că da. Și tot felul de alte programe. Deci sunt beneficiarea unor unor sprijin unui sprijin consistent din partea Uniunii Europene este cel mai important sprijinitor. Financiar vorbind. Uh, și atunci, dacă lucrul acesta nu se cunoaște la nivelul populației și populația știe doar de uh, ce face uh, Rusia pentru. Uh... Pentru statele respective. E, deci, aici. Și care e, care Rusia nu face nimic, doar destabilizează. Destabilizează, dar se bate cu pumnul în piept cât sunt ei de proslavi și cum sprijină Sârbii în raport cu, cu Kosovo. De fapt, nu fac altceva decât să întrețină. E, conflict. pe când această regiune are nevoie de creștere economică și de deperiferizare? Exact. Exact. de deperiferizare, întreținând conflicte în bosnia herzegovina de exemplu, întreținând acea bucată de țară subsca o mini-Rusie exact. în permanență, nu faci decât să obstrucționezi zona aceea spre dezvoltare. Exact. Și acolo, acolo sunt și alte interese. Interese venind dinspre alte state din Orientul Mijlociu, inclusiv deci, într-adevăr, Uniunea Europeană are nevoie de multă putere acum pentru a sprijini atât Balcanii cât și zona de Est, nu noile candidate. Nu este un lucru ușor și tocmai de aceea cred că uitați-vă, de exemplu, și doamna ministru Lumița Odobescu a făcut un turneu în Balcani. Remarcabil. Remarcabil, absolut, absolut. Și asta ca urmare a consfătuirii la nivelul ministrilor de externe ai Uniunii Europene. de deci România are nevoie și nu numai România, ci Bulgaria, care s-a deschis mai mult spre vest acum, dar și alte state din, din regiune. A avem nevoie să facem mai mult pentru întărirea acestei regiuni și pentru conștientizarea Bruselului și altor capitale din Uniunea Europeană de importanța pentru întregul Uniunii Europene, pentru stabilitatea Uniunii Europene de a integra cât mai bine, cât mai repede, cât mai eficient aceste, aceste state. Vă adresez o ultimă întrebare. Evident că extinderea Uniunii Europene despre care am vorbit este foarte importantă, președintele Iohani spune asta într-o alocuțiune remarcabilă, excepțională arăta nevoia și politica aceasta a României de 20 de ani de a susține extinderea Uniunii Europene bun, asta ar însemna și pentru România până la urmă o depășire a nenorocitei noastre condiții de secole, aceea de țară de frontieră din păcate, de, de marginalitate de periferia imperilor întotdeauna, ar însemna o șansă istorică asta să nu mai fi marginea nu vedeți că am, acum e, suntem marginea prăpastii, dincolo de noi e războiul. Uh, credeți că probabil că și Georgia va primi un statut de țară candidată cu toate problemele pe care le are la ora actuală? Uh, va deveni Uniunea Europeană un jucător în regiunea Caucazului? Adică putem vorbi chiar de o extindere în Armenia? Va putea să devină într-o regiune atât de complicată cu Rusia și cu Caucazul de Nord? Cu Azerbaijanul, cu o Turcie, care știm că are probleme cu vecinătatea Iranului, va putea să devină un jucător în acea zonă? Pot să spun doar că este posibil, că e dezirabil, dar depinde foarte mult și de cum văd lucrurile popoarele de acolo, cum văd armenii. Care deci... și-au dat seama deocamdată că susținerea Rusiei nu a avut nicio, niciun beneficiu. Exact. Mă rog, dar acolo sigur că Rusia este foarte prezentă. La fel o că bază și în Georgia. În Tară, da. da. Deci, da, lucrurile sunt complicate. Lucrurile, lucrurile sunt, sunt complicate. foarte complicate la ora actuală. <laughs> da. Extrem de complicate. Da, da, Uitați-vă da. în Balcanii de Vest, o zonă cât mai apropiată cât de grea este asumarea europenității. Da, exact. Pentru că exact. vorbim de probleme sistemice, nu? Totuși, România avea probleme economice, dar nu probleme sistemice. În da, parcurs. Și acum dacă ne uităm la Balcan să nu uităm că noi zicem Balcanii de vest, dar până acum câți ani, 20 ceva de ani, acolo a funcționat statul numit Iugoslavia. Da. Și statul numit Iugoslavia a făcut un, un joc foarte interesant de balans între URSS uh, și Statele Unite, uh, partea mișcării de nealiniere. Și acum, dacă ne uităm la ce se întâmplă acolo, vedem că avem interese economice chinezești care au intrat. Deci, numărul de actori din regiune s-a mărit. Și este foarte... Avem islam în Kosovo și în Bosnia islam. și avem actori exact. și din Orientul Mijlociu. Exact. Nu vorbesc numai de Turcia, care încearcă să-și consolideze. Identitatea neo dar sunt și jucători din Arabia Saudită și Iran ideologici acolo. Exact. Deci, apropo de ce spuneați de statutul acesta de margine de imperiu, noi avem experiență da. de a fi la margine de imperiu, trebuie să ne jucăm Dac. de această experiență pe care o avem, să o împărtășim și colegilor din Balcani. Să împărtășim și colegilor din Ucraina, care și Ucraina, numele statului Ucraina este, deci la margine de... Ucraina înseamnă frontieră, da, da, Exact, da. Deci, uh... Și ultima întrebare, da. cum vedeți, ați pomenit de Iugoslavia, cum vedeți, de am fost de curând în țările din da. <coughs> fostă Iugoslavie, cum vedeți astăzi această nostalgie la adres uh, în rândul elitelor politice din mai toate țările, după proiectul iugoslav. Evident că el este mitologizat în conștiința lor. E proiectat, el n-a avut niciodată succesul, era până la urmă tot o țară comunistă. Da. Dar îl percep ca pe, o, ca pe o vârstă de aur a unei țări puternice, respectate. Da, e adevărat. Acum știți, noi privim când spunem așa comunism, privim lucrurile așa. Prea nenuanțat, deci eu aș mai nuanța aici, deci Iugoslavia a avut un statut special în acest, primul rând că n-a făcut parte din, mă rog, a făcut și n-a făcut parte din blocul sovietic. Da. A avut o politică de deschidere față de Occident. Din, din Iugoslavia plecau muncitori în Occident, se întorceau înapoi, contribuiau, deci redevențe investiți și așa mai investiții străine. Dacă, dacă te uiți la literatura de relații internaționale din perioada respectivă, Iugoslavia era luată ca termen de comparație cu alte state. Deci se făceau studii de științe politice comparative în care Iugoslavia iată, era un, un stat băgat în seama din punctul ăsta de vedere. Deci nu mă miră că e... Această nostalgie. Nu mă miră această nostalgie și cumva dacă Uniunea Europeană va reuși să coopteze alături și da, să coopteze și să aducă mai aproape Serbia, care este cumva motorul aș ar spune. fi, după părerea mea, un mare câștig. Ar fi un mare câștig. Pentru că vorbim da, de o țară europeană, sigur. în primul în profund europeană. Da. Și o vocație europeană întotdeauna. Exact, exact. Și uh, sigur au nevoie să, depăcea, să depășească această mitologie, acest mit al al, Rusiei protectoare. Rusiei protectoare. Aici e o problemă, dar sigur că lucrurile se schimbă. Și un sunt în este un mit acesta, nu are niciun fundament real. E un mit și am uh, cunoștințe în uh, amici în, uh, în uh, regiune care realizează lucrul ăsta. Dar dacă majoritatea gândește că frații ruși sunt cei care îi susțin, e mai greu de Gândiți-vă că în anii 80, când Iugoslavia era un simbol al Occidentului în Est, absolut. și România era o gaură neagră a ceaușismului. Absolut, absolut. Deci noi am tot făcut așa pe rând de serviciu. Eram când, când Iugoslavia era când acolo se trăia mai bine, când în România se trăia mai bine, mi-aduc aminte, era o perioadă când veneau, cum ziceam noi, sârbi, de fapt, erau din, din toată regiunea, veneau la Timișoara. Că sunt bănățeancă și cumpărau de toate de acolo. După care am trăit și perioada în care veneau sârbi în piețele din Timișoara și din regiune să ca vândă să... vegeta și budin și țigări și alt blugi și așa mai departe. Deci, noi aici să formăm o, o, să... Exact. o frăție balcanică. balcanică. Da. Vă mulțumesc foarte mult, alături de noi un invitat de excepție, doamna profesor Liliana Popescu, director general al Institutului Diplomatic Român. Pe scurt, ce proiect aveți la Institutul Diplomatic pentru următoarea perioadă? Um, hai să, să, să menționez un proiect de suflet din punctul meu de vedere, este acela de a deschide un curs de diplomație economică, și un curs de diplomație energetică. Pentru România este foarte important la fel cum s-a subliniat la reuniunea anuală a diplomației române, de la domnul președinte până la prim ministru, doamna ministrul Minita Odobescu, importanța um, diplomației economice, adică contribuției diplomației românești la uh, dezvoltarea economică a României, la stabilirea de noi contracte semnificative pe zona comercială, investiții și așa mai departe. Deci pentru noi asta contează foarte mult. Rămâne de, de văzut ce și cum vom putea face. Da. Vă mulțumesc foarte mult, alături de noi, așa cum vă spuneam, Liliana Popescu, sunt Cristian Gava. Până duminica viitoare, rămâneți alături de RFI. La revedere!